salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi, în prima parte a zilei, o să mergem până la liceu pentru că avem niște treabă. Iar după aia o să mergem să ne trundem pentru că avem o craie în cap. Nu m-am mai trus de 4 săptămâni pentru că am fost în vacanță și n-am avut timp. De aceea vreau să vă arăt un before and after de la claia asta și o să arăt truns. Pentru că am păr în cap imens. Așa că o să ne vedem de acolo. Deci, acum am terminat cu liceul și mergem să ne trundem, deci abia aștept. Eu mă prindea la 3 săptămâni. Nu pot să stau cu părul ăsta în cap, pentru că mie crește părul foarte repede, așa că ne vom vedea de acolo. Deci, după cum puteți vedea, m-am tuns super fresh, super clean, adică nu mai suportam cu părul ăla. Pentru cei care vreau să vă tundeți, miță de bacer, cel mai șmecher, ne vedem mai încolo. Deci, am ajuns acasă, după cum puteți vedea, m-am tuns, super fain, merg să mănânc ceva și vin cu închidere. Deci, fraților, îmi cer mii de scuze pentru că m-am luat cu treaba și am uitat să fac închierea și afară să fac seara. Să recapitulăm un pic ce am făcut azi. După ce am fost de dimineață până la liceu, am avut niște preamă să rezolv ceva. Dar apoi am fost și m-am întors după cum ați văzut. Cred că vă place. Dacă vă place, dați un like și scrieți în comentarii. Mie unul îmi place foarte mult cum a fost. Acest vlog a fost un vlog mai scurt. Sper că v-a plăcut foarte mult. V-am arătat cum am întuns și unde mă tund.
Iar pe viitor vor face niște vloguri mai lungi și mai calitative, aș putea spune. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu am fost Eric, ne vedem data viitoare.